Sfinții mucenici Epictet preotul și Astion monahul, cei mai vechi martiri creștini cunoscuți cu numele de pe teritoriul țării noastre, au fost sărbătoriți astăzi în Episcopia Tulcii. Sfânta liturghie a fost oficiată de trei ierarhii bisericii noastre la mănăstirea Halmiris, locul unde se află sfintele lor moaște descoperite în anul 2001. Din soborul de slujitori au făcut parte înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos și preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Chemarea la apostolat a Sfântului Evanghelist Matei arată în biserică mila prin care Domnul înlocuiește judecata și iubirea care înlocuiește ura și în același timp face din milă solidaritate și iubire de oameni, precum s-a și arătat acum 1700 de ani prin sfinții mucenici Epictet și Astion, care urmând Domnului s-au jertfit mai curând pe ei înșiși pentru a le oferi credincioșilor secole de-a rândul statornicie, credință puternică, unitate, solidaritate, care salvează, bucură și unește precum astăzi la mănăstirea de la Halmiris, prin slujitorii lui Dumnezeu și închinătorii la sfintele moaște ale sfinților doctori fără de plată, Epictet și Astion. Credincioșii din județul Tulcea, dar și din alte zone ale țării care au participat la slujbă s-au închinat la moaștele sfinților Epictet și Astion, așezate într-un baldachin amenajat în exteriorul bisericii. Dacă se cuvine vreo laudă, dacă se cuvine vreo cinste, aceasta se cade să fie sfinților, spune o cântare bisericească. Iată și noi am adus astăzi prin nou de laudă lui Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi, în această zi în care Sfânta noastră Biserică face pomenirea sfinților mucenici Epictet și Astion. Și iată, la locul pătimirii lor de la malurile Dunării, de la Halmiris, am venit împreună cu un alt preasfințitul arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, cu un alt preasfințitul arhiepiscop Teodosie al Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și de diacon și o mare mulțime de credincioși, pentru a lăuda pe Dumnezeu și a cere ajutorul și binecuvântarea sfinților mucenici Epictet și Astion. Cei doi sfinți ne cheamă și pe noi la sfințenie, ne cheamă și pe noi la mărturisirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos în această lume secularizată în care trăim, ca să devenim și noi niște apostoli, să devenim și noi niște mărturisitori ai măririlor lui Dumnezeu, ca să putem primi și noi viața cea veșnică în împărăția cerurilor. Sfinții Epictet preotul și Astion monahul au suferit moarte martirică la sfârșitul secolului al III-lea. Astăzi este ziua de prăznuire, când pe 8 iulie 290 au fost martirizați acești sfinți mucenici Epictet și Astion și avem sfintele moaște aici în Sfânta Mănăstire la noi, doctor fără de gen și mucenici al lui Hristos. Mari sfinți, mare sărbătoare avem de astăzi pentru sfinții mucenici Epictet și Astion. Mănăstirea Halmiris, unde se află moaștele sfinților Epictet și Astion, este situată în partea de nord-est a Dobrogei, la doar 3 km de localitatea Murighiol.